fost întocmit dosar penal conform al 386 din Codul Penal privind săvârșirea infracțiunii de corupere a legătorilor pentru primarul de la Vulturești. Caz care este revoltător pentru argeșeni și pentru toți românii. În speță este vorba de primarul de la Vulturești și actual candidat al PSD, care a efectuat săpături cu un mini-excavator pentru racordarea la o rețea de utilități pentru două gospodării din comuna în care dumneavoastră candidează. Poliția română a reacționat prompt la infracțiunea de corupere a legătorilor. Este clar pentru noi că este un mod de operare al PSD. Ei corup oameni să-i voteze, oferindu-le în ultimele zile de campanie servicii. În cazul de față, primarul efectuând săpături cu mini-excavator pentru racordarea la o rețea de utilități pentru două gospodării. În numele Partidului Național Liberal și al meu propriu, cer PSD retragerea acestui candidat din competiția electorală, cer liderilor naționale ai PSD să se delimiteze de felul acesta de politică pe care PSD arge și o practică de 34 de ani. De asemenea, cer argeșenilor să voteze pentru dezvoltarea județului, pentru soluții articulate, pentru calea dreaptă. Cred că în România anului 2024, mita electorală, de oricare ar fi ea, nu mai trebuie tolerat. Primarul sau liderul ales în funcție trebuie să fie rezultatul votului nealterat, necorupt, care să rezulte exclusiv din convingerea alegătorilor. Noi mai avem informații și despre alte situații. Am dat în conferința de presă trecută un avertisment serios competitorilor noștri electorali, în speță PSD, pentru că ei sunt adversarul nostru principal, prin care am atras atenția asupra faptului că știm despre toate amenințările pe care le practică la adresa alegătorilor, la adresa candidaților, că sunt la consilii locale sau că sunt la primării. Iată un caz cel puțin la fel de grav, și anume de corupere a alegătorilor, cum este cazul primarului de la Vulturești, care deja este în anchetă penală, continuă cercetările și își desfășoară ancheta cursul firesc, așa cum prevede legea. Aveam alte subiecte, dar consider că acest subiect este de o gravitate excepțională, având în vedere că suntem în plină campanie electorală spre sfârșitul ei și, prin urmare, cred că a arăta adevărata fața PSD Argeș, a modului în care reușesc ei să câștige alegeri în anumite localități, trebuie dezavuat și trebuie condamnat cu toată convingerea. În același timp, având în vedere această realitate de necontestat, chem la vot pe toată lumea, indiferent ce opinie politică ar avea, pentru a anula complet mita electorală, pentru a anula complet influența pe care voturi cumpărate, într-o formă sau alta, de PSD Argeș, pot influența rezultatul alegerilor. Era un fost președinte care spunea: nu pot ei fura cât puteți voi vota. Din păcate, este valabil și astăzi. Iată un exemplu concret și este doar unul dintre ele. Este valabil și astăzi acest dicton. Prin urmare, votul masiv al oamenilor care s-au săturat de PSD pot arăta și pot reflecta o situație a opiniei publice argeșene și pot instala în fruntea județului sau în fruntea primăriilor oameni care să aibă marea majoritate a cetățenilor, nu o fracție infimă după care spun că i-au ales oameni, profitând, sigur, de dispozițiile legale. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu dragă inimă. Pe această temă sau pe orice altă este temă legată de candidatura mea. Este singura încălcare a legii
Eu v-am anunțat că s-a început urmărirea penală împotriva acestui candidat. Deci, legea deja s-a pus în mișcare pentru atragerea răspunderii penale a acestui candidat. De nu este singura, dar nu pot să vă dau exemple, pentru că atunci când îmi trebuie probe și... Mai sunt și alte cazuri. Mai sunt și alte cazuri despre care avem cunoștință, însă nu vă pot da exemple concrete, pentru că, repet, nu am la mine probele care să dovedească acest lucru. Vom vedea ce vom face după alegeri. Ce anume? Mai multe detalii. Vă pot da, sigur. A fost sunat la 112 de către un cetățean care a anunțat acest lucru. Poliția a făcut verificări și a constatat că ne aflăm în situația infracțiunii prevăzute și pedepsite de 386 din Codul Penal, anume coruperea alegerilor. Dar nu înțeleg de unde este asta cu coruperea. Era firmă privată, era escavatorul. Orice alte detalii sunt și vor fi cuprinse, dacă nu a fost dat deja, de comunicatul dat de Inspectoratul General al Poliției. Cu toate detaliile pe care le pot da ei în acest moment al anchetei. Vezi să aibă ceva de acolo. Dacă a fost în mișcare acțiunea penală, da.